Eine letzte Frage. Ce părere aveți despre marșurile gay și manifestările publice și dacă se poate să fie gay, se întâlnește pe Hristos? Welche Meinung haben Sie über diese Gay-Paraden und ob ein Gay Christus kennenlernen kann? Die zweite Frage beantworte ich sicher mit Ja. A doua întrebare vă răspund singur cu da. Jesus Christus sucht jeden Menschen dieser Welt. Iisus Hristos îl caută pe orice om din această lume. Und oft sind es ganz wertvolle Menschen. Și foarte des sunt oameni foarte prețioși. Ich habe geistliche Kinder, die so veranlagt sind. Am avut fii duhovnicești care au fost die ihren Kampf gekämpft haben oder kämpfen. Care și-au dus lupta lor sau încă și-o duc. Und es sind oft sehr wertvolle Menschen. Și sunt oameni foarte prețioși, deosebiți. Also ich bin sicher, Christus sucht jeden. Și pot să vă spun sigur, Hristos îl caută pe orice om. Aber, însă, die eine Sache ist, dass jemand ein Sünder ist. Însă un lucru este un lucru că cineva este păcătos. Denn Christus sagt, ich bin gekommen für die Kranken. Pentru că Hristos a spus, eu am venit pentru cei bolnavi, nu pentru cei sănătoși. Also sucht er alle Kranken. Cercetează pe cei bolnavi. Das Problem liegt darin, dass viele dieser Anhänger dieser Parade morgen zum Beispiel. Însă problema este că foarte mulți susținători al acestor marșuri și parade ca cei de mâine. Sie sagen nicht, nein, ich bin krank oder ich bin ein Sünder. Ei nu zic, nu, eu sunt un păcătos sau sunt bolnav. Sondern sie sagen, das ist richtig, was ich tue. Ci spun, nu, ceea ce facem și suntem noi este corect. Und das gilt nicht nur für diese Sünde, sondern für alle Sünden. Și nu e vorba doar de acest păcat, ci de toate celelalte păcate. Wenn ein Mensch so denkt und glaubt, când un om gândește și crede acest lucru, kann Christus nicht anklopfen. Nu poate Hristos să ajungă să bată la ușă. Zur Parade selbst. Despre paradă. Es sind, ich sage es jetzt auf Deutsch, Prozessionen des Teufels. Sunt, o să vă spun direct pe germană, procesiuni ale diavolului, aceste parade. Eines ist es, dass ich so veranlagt bin und es vielleicht auslebe. Este una faptul că am această boală și că mă lupt cu aceste ispite. Ein anderes ist es, zum Triumphzug der Sünde zu werden. Și un alt lucru este ca boala mea să devină un triumf al păcatului. Keiner von uns wird Gewalt anwenden gegen irgendjemand. Niciunul dintre noi nu va folosi vreodată violența împotriva unei astfel de persoane. Es ziemt sich nicht für uns. Nu se cuvine pentru un creștin să facă așa ceva. Aber diese wenden Gewalt an. Însă aceste mișcări își folosesc violența împotriva noastră. Seelische, geistliche Gewalt. Nu carnală, dar nu cu pumnul, ci duhovnicească, spirituală, ne invadează. Denn sie gehen morgen mit ihren Kindern einkaufen oder Enkeln? Pentru că dumneavoastră veți merge mâine cu copiii frăților voastre la cumpărături sau la plimbare în oraș? Und die müssen sich das anschauen. Și copiii frăților voastre vor trebui să vadă. Die einzige Möglichkeit ist morgen, dass die Altstadt, ich nehme an, es ist eine Altstadt, ausgestorben ist. Singura variantă ar fi ca mâine întreg orașul să nu iasă din casă, da? Kein Mensch darf an der Straße stehen und schauen. Niciun om nu are voie să stea pe stradă mâine și să se uite. Allein isoliert sollen die ihren Triumphzug halten. Da, doar izolați și singuri n-au decât să își facă propriile parade. Und wir Christen mit aller Demut, nicht mit Verurteilung. Și noi creștinii cu toată smerenia, fără să-i judecăm ca persoane. Stehen in unseren Kirchen oder vor unseren Ikonen zu Hause. Stăm în bisericile noastre sau înaintea icoanelor noastre acasă. Mit Schmerz im Herzen. Cu inima îndurerată. Und beten, dass Gott diese Menschen erleuchtet. Și ne rugăm pentru ca Dumnezeu să ilumineze pe acești oameni. So wie alle Sünder erleuchten soll. Cum toți păcătoșii trebuie iluminați. Und es ist bezeichnend zu dem von vorhin, dass unsere Zeit wirklich gottlos geworden ist oder immer gottloser wird. A fost amintit și adineaur faptul că timpul nostru a devenit un timp al necredincioșiei. Wo unsere Regierungen solche abscheuliche Dinge erlauben. Unde mai ales administrațiile locale și guvernele permit și legalizează asemenea lucruri oribile. Jeder darf leben, wie er will.
Fiecare poate să trăiască așa cum vrea el. Er hat die Verantwortung vor Gott. Trebuie să dea singur socoteală înaintea lui Dumnezeu. Aber er soll mich in Ruhe lassen. Însă trebuie să-mi dea mie pace, să mă lase în pace. Und solche Triumphzüge des Bösen, și un asemenea marșuri ale triumfului, sind nicht erlaubt. Nu, sind vor Gott ein Greuel. Sunt o scârbă înaintea lui Dumnezeu. Und wenn Sie dann solche Leute hören bei Interviews von diesen Paraden, și când îi auziți pe respectivii oameni de la paradele respective dând interviu și așa mai departe, sie machen viele Gotteslästerungen. Fac foarte multe blasfemii, blasfemează pe Dumnezeu și gegen Gott, gegen die Kirche, gegen den christlichen Glauben. Potriva bisericii, a bisericii, a credinței creștine. Es ist ein großer Hass in diesen Menschen oft gegen die Kirche. O mare ură în acei oameni. Gegen Gott. Împotriva lui Dumnezeu. Und so sehen wir, welcher Geist damit geht bei dieser Prozession. Și deja ne dăm seama ce fel de duhuri mărșăluiesc cu cei de la astfel de procesiuni. Keiner sollte auch nur in der Nähe der Prozession sein. Nimeni nu are voie să stea în apropierea unei astfel de procesiuni. Alleine. Sollen sie tun, was sie wollen, aber ohne uns. Singur să facă ce vor să facă, dar fără noi. Ignorieren, noch nicht mal erwähnen. Ignorați, nici măcar nu amintiți măcar o dată. Wenn keine Medien schreiben, kein Fernsehteam dort ist, keine Menschen dort laufen, was die letzte Triumphzug. Când niciun ziar nu scrie, când nicio televiziune nu îi arată, când nimeni nu vorbește despre ei, va fi primul și ultimul marș al lor. Aber wie gesagt, heute sieht man und hört man am liebsten das Schlechte. Însă, cum spuneam și adineauri, astăzi se ascultă ce este mai rău și mai urât. Wir kennen diese Paraden in Wien, es ist eine der größten in Europa. Also von daher. Noi cunoaștem aceste parade din Viena, unde se țin de cele mai mari parade din Europa de gay.